Continuăm această serie cu acești torționari care ne fac de râs istoria. A supraviețuit infernului de la periprava lui Ficior ca să povestească și să spună și altora despre terarea pe care a îndurat-o acolo. Este vorba de Nicu Cucoli, supraviețuitor al iadului de la periprava. Domnul Cucoli este în legătură directă cu noi și spun bună seara. Alături de noi în platou este și Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, de ce ați fost închis acolo? Eu n-am fost închis la periprava, am fost închis la București, de la București, în insula Mare a Brăilei, și din insula Mare a Brăilei transferați la periprava. Și care a fost motivul pentru care ați ajuns în aceste lagăre criminale? Dacă v-aș spune, nimeni nu poate să creadă, ca dovadă, o să vă spun mai târziu de ce, nimeni nu poate să creadă, în viața mea n-am făcut niciun fel de politică. Rețineți punctele de acuzație. Ca și privit cu neîncredere industria și agricultura română. 1. 2. Ca și citit scânteia și am comentat-o dușmănos. 3. Că aș fi discutat că în caz de nou război îl câștigă America. Iar 4. Dacă recunosc că am un frate arestat din 1948. Ăsta era capul de acuzație. Pentru asta au fost foarte indulgenți, nu mi-au dat mult, decât 15 ani muncă silnică și 10 ani degradare civică. Mai mult decât atât. Am fost încadrat la punctul 1.209 ca organizație. Deci ce fel de organizație puteam să fiu de unul singur? Câți ani aveați atunci? În jur de 31-32 de ani. Deci un bărbat de 31-32 de ani a fost... Este unul din mulții care a fost trimis în judecată, mă rog, și judecat și condamnat la 15 ani că a citit scânteia, a comentat cu prietenii, cu colegii și așa mai departe. Ați intrat vreodată în legătură cu Ioan Ficior? În prima zi când am ajuns la periprava, am plecat, am ieșit la muncă, așa obișnuit cum plecam din Salcia. Ținându-ne de braț câte 10. Feciorul care ne-a întâmpinat, dintr-o dată a izbucnit. De unde aia mă se vină ăștia, mă, care nu știu nici să meargă? Iar din grupul nostru cineva a strigat, fără mamă! Surprins feciorul de această întâmpinare, a spus să iasă urgent, cine a strigat fără mamă. E, să vedeți acum surpriza. Era un cetățean care se numea Marian, venit din Rusia ca prizonier, cu brigăzile acelea, Horea Cloșca și Cristian, mă rog, așa cum erau aranjate. Acest Marian a fost șeful lagărilor pe țară, rețineți. Și în momentul când a apărut feciorul cu fostul lui comandant în față, s-a uitat odată la el și a spus, intră dumneavoastră în front că o să stăm noi de vorbă altă dată. N-am mai stat niciodată de vorbă. Vă dați seama ce surpriză. Da. Cum era traiul acolo, la periprava? Nu numai la periprava, ci peste tot, foametea persista absolut peste tot. Umiditatea, frigul. Munca. Și teroarea psihică. Teroarea și toate astea te aduceau în momente când nici nu mai puteai să gândești că poți să ieși din această încurcătură. Dar am lucrat o singură vară la periprava, la muncile agricole. Eu am fost într-o brigadă cu niște nemți. Și am lucrat la prășit, la diguri, la chestii din astea. Iar în ziua de Crăciun au venit de la alte colonii, ne-au dezbrăcat până la brâu, era în ajunul sărbătorilor,
și ne alegea după cum arătăm, că dacă erai slab, nu te lua acolo. Și ne-au dus la Stuf, sub comanda lui, în ajutorul lui Feciorul, era un plutoner răspuns în trecut. Vă spun imediat. Și era ninja, bătea un vânt puternic, iar vasul a fost părăsit de dreptul comun, iar scândura care urcam până pe bac, bătea și un vânt puternic și îngheț era. Toți deținuții am urcat în patru labe, niciun deținut, bineînțeles, nu s-a întâmplat să cadă în apă. Și când am intrat înăuntru, era o mizerie de nedescris. Și a doua zi ne-au scos afară să ne arate cum se taie Stuful. Au venit doi lipoveni, gardieni din ăștia de acolo, și noi eram vreo 600 de persoane. Și în momentul când eram grupați la un loc, după ce a început să ne vorbească, ne-au dat niște ciulci. Ciulci era niște pantaloni numai crace. Iar opincile erau din cauciucuri de mașini. Când încălțai opincii, a doua trebuia să-i schimb, că se strâmbau, era numai știa care e stângul și care e dreptul. Și în momentul când a început ei să ne povestească cu tarpanul cum se taie Stuful, s-a spart gheața și toți am căzut aproape până la brâu în apă. Vă dați seama că pe bac nu exista nici sobe, nici nimica. Ne-am dezbrăcat acolo așa cum azi. Și după 2-3 zile am plecat la Stuf. Nenorocirea cea mai mare era că treceam peste Dunăre. Pe lângă coridorul unde treceam noi pe acolo, erau și niște bărci. Însă dacă se spărgea gheața, ce putea să facă părțile cu noi? Nu puteau să vă salveze. Dar așa, norocul nostru, că în iarna aceea, nu s-a întâmplat să... Și am reușit să trecem toată iarna, și a doua iarnă, bineînțeles, pe gheață, la Stuf. Iadul este greu să vă închipuiți. Noi când ne-am dus prima zi la Stuf, am făcut niște maldări, dar au venit ei cu măsurătoare și trebuia să aibă, nu știu, 22 sau 25 de centimetri. Și trebuia să facem 23 de maldări pe zi. Iar noi, deținuții, toți ne-am solidarizat și fiecare când îl măsura și n-avea, nu e bun, e regulă, îl desfăceam și îl aruncam. Când au văzut atunci toată povestea asta, nu am mai cerut ca maldărul să aibă 23 sau cam atât, am amintesc că trebuia să aibă. Și am lucrat toată iarna la Stuf. Și acum o mare surpriză, în data de 2 ianuarie, anul 1964, era gata să ne mănânce țânțarii. Vă dați seama, a fost o zi caldă cu soare și s-a format pânză de țânțari. În ianuarie țânțari, vă dați seama. Cât ați stat la Periprava, domnul Nicu? Am stat două ieri și o vară. Două ieri și o vară. Da. Nici nu știu cum ați rezistat în toate aceste lagăre. Cum se comporta acest torționar cu deținuții? Ce ați văzut? Acest torționar, rețineți, avea o cameră separată pentru bătăile speciale. Erau legați cu sârmă ghimpată. Rețineți, vă dați seama, legați la mâini și la picioare cu sârmă ghimpată și intra în camera aia până erau aproape morți. Este o mare minune, minune mare de toți cei care au scăpat de acolo cu viață. Când auziți de torționari, vă rog
vă rog să specificați de fiecare dată că nu se bătea nici cu pumnul cu nimic, se bătea cu ciomegele și cu fel de fel de instrumente pe care le pregăteau ei și te bătea până nu mai mișcai. Nu, de multe ori nu știai dacă e viu sau mort omul. Dar bătăile astea, nu erați răniți, nu ajungeați în spitale, nu... Cum ați rezistat, domnule? Despre ce spitale să vorbiți, doamnă sau domnișoară? Și întreb și eu că mă șochează pe zi. Nu se pomenea de spitale. Vă dau un singur caz când vorbiți de spitale. La Salcia, cineva a ieșit la muncă și a mâncat vreo 10 kg de porumb, boabe. A venit acolo, când a venit în colonie seara, imediat era doctorul Albu, îl chema. Zice, domnilor, eu pe acest om îl operez, era chirurg de meserie, și acord șansă de 0,0001%, de aia îi acord această șansă. A rugat, că erau foarte mulți medici acolo, i-a rugat, domnilor, dacă vrei, voi nu vreți să mă ajutați, pentru mine orice deținut mă poate ajuta. S-a dus la cismărie, a luat ață și ac, le-a fert, a pus omul pe masă, l-a tăiat și a scos tot borhotul din el și a scăpat. A doua zi l-au dus la Brăila. Deci, că mi-ați vorbit despre spitale, nu se pomenea așa ceva să și cum aveați, ce se întâmpla cu acești deținuți bătuți și schingiuiți? Aveați, vă îngrijați unul pe celălalt? Erau... N-aveai cu ce să... De dureri, de la răni, ce se întâmpla cu oamenii ăștia? Răni și dureri. Vă dau un singur caz. Am aici o carte a lui Bacu, care a trecut și el prin toate aceste reeducări. Scrie despre fratele că la Constanța a fost ținut timp de 6 luni de zile cu un pahar de apă și 200 de grame de pâine la izolare și a rezistat. Când a ajuns la Pitești și a încăput pe mâna lui Țurcanu, 3 zile și 3 nopți nu se știa dacă e viu sau mort. Era ținut în cearceafuri ude și înfășurat în aceste cearceafuri. Și totuși acest om a reușit și a scăpat. Doamne,